Bună ziua! Mi-am propus să nu ies public și în conferințe de presă 40 de zile, dar pentru că lucrurile, într-un fel sau altul, nu au răbdare cu mine și cu nimeni, și pentru că în fiecare an v-am obișnuit pe dumneavoastră mass media și pe Romașcani să fac raportul de activitate an anului precedent, și pentru că mai erau câteva lucruri de prezentat, elemente de noutate care de asemenea nu au răbdare, pentru că fiecare dintre noi suntem doar un fir de pulbere în noi anul evenimentelor și activității și vieții universale. Sigur că a trebuit să-mi încalc această promisiune pe care mi-am făcut-o și să vin în fața dumneavoastră și a vă prezenta patru teme astăzi. O temă este legată de activitățile pe care le-am desfășurat foarte succint în perioada anterioară. De asemenea, o temă este legată de activitățile de la sfârșitul săptămânii acesteia și săptămâna viitoare. Una dintre ele, de asemenea, este legată despre proiectul pe care mâine îl vom aproba și propune în Consiliul Local, în ședința extraordinară. Și a patra este raportul de activitate pe anul 2015. Cu privire la activitatea care s-a desfășurat în perioada anterioară, doar câteva spicuiri. De la serviciul întreține drumuri, alei, parcări și construcții, aș vrea să vă fac cunoscut că s-a început a se recondiționa mobilierul stradal, s-a confecționat, vopsit și montat o parte din acesta și continuă, s-au executat tutori pentru susținerea arborilor, circa 300 de bucăți, s-au confecționat raiele pentru băncile din municipiul municipal și ștacheți la băncile de pe Roman Mușat. De asemenea, s-au plombat cu RRD zone rămase în urma intervenției societății Apaserv în sensul giratoriu de la Ștefan cel Mare, zona Pompieri, în strada Nicolae Bălcescu și în strada Fundătura Crângului. S-au fixat în beton stâlpi în strada Tudor Vladimirescu și cartierul Favorit la solicitarea cetățenilor de acolo, solicitări pe care le-am primit în urma vizitelor în teren și altele vor fi, după cum veți vedea. S-au montat borduri pentru amenajarea unei parcări în strada Smirodava, blocul 27-29, la solicitările pe care le-am privit la întâlnirea cu asociațiile din săptămâna precedentă. De asemenea, s-a reparat instalația de pulverizare a apei în sensul giratoriu de la intersecția cu Roman Mușat cu Bulevardul Republicii. S-a început recondiționarea locurilor de joacă și s-au vopsit elemente din interiorul acestora. Locul de joacă de la fostul parc cu role din strada Vasile Lupu, zona blocului Loanele, din strada Panainte Doniș, din vecinătatea fostului Cineva Unirea, de lângă stadionul Moldova, din strada Dobrogeanu Gherea. S-a început reparația jardinierilor de pe Roman Mușat. De asemenea, s-au înlocuit ștacheții deteriorați și reparații la o parte din jardinierile de pe Bulevardul Roman Mușat. De asemenea, s-a asfaltat zona rămasă în urma intervențiilor în Vasile Alexandrii și Narciselor. Am reușit să balastăm în strada Smirodava această parcare, 27-29, pe care imediat o vom și asfalta. S-au început reparațiile la alei în strada Aleea Revoluției, blocul 40. De asemenea, s-a săpat un canal în lungime de 70 de metri pentru montarea unei conducte de alimentare a celor două fântâni arteziene din preajma bibliotecii. Ele au fost alimentate până în prezent doar cu rezervoare cu apă care mergeau la fața locului. Dacă tot am făcut aceste lucrări, am solicitat să fie și racordate la rețeaua de apă. De la serviciu administrație parcări și semnalizare rutieră, s-au executat marcaje la stații de autobuz pe strada Mihai Viteazu, în zona Aleei Revoluției, la solicitarea cetățenilor pe care am primit-o cu ocazia vizitelor în fabricile de confecții, pentru că stația era într-un loc care nu era foarte bun pentru cetățenii din zona respectivă. S-au executat marcaje, săgeți selectare Benz pe E85, tronsonul Favorit, sensul giratoriu Florilor. De asemenea, s-au montat 6 indicatoare panouri succesive pentru curbă deosebit de periculoasă pe ocolitoarea Roman Est.
S-a montat stâlp și toate indicatoarele de la trecerea de nivel cu calea ferată pe DG207A spre Sagna, segment care va face parte din ocolitoarea Roman-Est. S-a îndreptat curățat indicatoarele pe strada Smirodava și Stineretului, s-a montat oglindă rutieră pe Bulevardul Republicii la intersecția cu Anton Pan. S-au efectuat operațiuni de întreținere, parcometre, setare, aparate, schimbare, hârtie imprimantă, verificat tensiune de alimentare, legătură rețea cu panou solar. S-au verificat autoturisme în parcări și înștiințări de plată prin fluturaj de informare atunci când este cazul. S-au eliberat 11 etichete abonament în valoare totală de 440 de lei. Încasări de la parcometre de la cele 21 de bucăți, 10.904,8 lei. Total încasări parcări publice cu plată, 11.344,8 lei. S-a executat marcaj stație Busto la solicitarea cetățenilor din zona Suceava, la blocul 46 în zona Pieții Centrale. S-au retrasat integral parcările de reședință pe 100 cu 13 locuri din Anton Pan, blocul 9, pe 111, 6 locuri pe strada Dobrogeanu-Gherea, blocul 6, pe 66, 29 locuri, tot pe Dobrogeanu-Gherea, dar blocul 5. S-au retrasat parcările publice pe Bulevardul Roman Mușatru, în solul Spitalul Vechi Favorit. S-au montat 5 indicatoare de orientare pe ocolitoarea Roman-Est. S-au montat indicator ocolire pe strada Suceava, zona Lidl. S-a început vopsirea stâlpilor indicatoarelor rutiere din municipiu, pe Bulevardul Roman Mușa, tronson favorit, sensul giratoriu Florilor, pe Cuza Vodă, strada Ștefan cel Mare, tronson Oituz, Bulevardul Republicii, pe strada Oituz și strada Libertății, pe Unirii, Dobrogeanu-Gherea, Mihail Cogălnicianu, Dumbrava Roșie, Smârdan, Costache Negri, Tineretului, Soldat Porojan, Bulevardul Republicii, Smirodava, Veronica Micle. S-a curățat și reglat oglindă rutieră la ieșirea din parcarea Kaufland. S-a montat indicator staționarea interzisă pe Bulevardul Republicii vis-a-vis de ICA Center și două indicatoare de intrare-ieșire din localitate pe ocolitoarea Roman-Est în zona Cersanite-Sa. S-au montat limitatoarele de viteză pe străzile Bulevardul Republicii în două locații, la Vasile Saf și colț cu strada Păcii, Veronica Micle, colț cu Smirodava, Smirodava, colț cu Cea Rosete, Mihai Viteazu, colț cu Anton Pan și Dimitre Cantemir, colț cu Griviței. De la Serviciul de Administrare Parcuri, Sere și Spații Verzi, s-au adunat resturile vegetale și deșeurile în strada Narciselor, tăieri de corecție a arborii în Asociația 48 cu Zavodă, Asociația 34 Libertății, 33 Fundătura Crizantemelor, 19 Bulevardul Republicii, 6, 23 și 45 Caterina Teodoroiu, în strada Ștefan cel Mare, în Asociația 49 Mihai Viteazu, 28 Mihai Viteazu, 40 Aleea Revoluției, Asociația 9 și 11 Tudor Vladimirescu. S-au plantat arbori pe strada Suceava, Mesteceni, arbuști ornamentali Tuia, pe Roman Mușat, zona sensul giratoriu Florilor, Dobrogeanu-Gherea, 40 de bucăți, pe Anton Pan, 75 bucăți tei, Părculeț Anton Pan, Mihai Viteazu, tei, Alveola Cimitir, tei, strada Mihai Viteazu, 50 de bucăți tei, strada Chimiei, 70 de bucăți tei, Aleea Revoluției, Mesteceni, Frasin, tei, circa 50 de bucăți. De asemenea, s-a continuat cu plantarea arbuștilor ornamentali pe 85-30 de bucăți și, de asemenea, formația administrare din parc, actualitatea arborii, adunat și transportat cregile rezultate în totalitate, greblat, adunat și transportat materialul vegetal, frunze uscate în proporție de 90%, s-au curățat aleile prin spălare cu apă sub presiune cu turbojetul, reparat împrejmuire lac prin locuirea căpriorilor putreziți, s-au lăcuit căpriorii din lemn rășinoase pentru reparația gardului din jurul lacului de agrement, s-au înlocuit căpriorii de lemn la insula Cascadă în proporție de 50%, s-au înlocuit stâlpi de lemn din esență tare, salcâm și stejar la parapet, biută, pământ, insula Cascadă, s-au înlocuit ștacheții de lemn la tribună de la terenul de mini-fotbal, s-au reparat gradenele pentru flori, s-a terminat lăcuirea ștacheților de lemn pentru bănci, s-au demontat coșurile de gunoi deteriorate în vederea reparării sau înlocuirii, s-au terminat reparațiile de consolidare și înlocuirea insulei Cascadă, au demarat lucrările de reparații la soclurile statuilor din jurul fântânilor arteziene, la pavajul aleilor pentru adus la cotă zero și a demarat lucrarea pentru curățirea lacului de agrement. La serviciu confecții metalice s-au confecționat fermă metalică pentru montarea camerei video în Spirul Haret la solicitarea cetățenilor de acolo.
S-au confecționat cutii pentru flori sens giratoriu Roman Mușacu Dobrogeanu Gherea, am înlocuit vechile cutii de OSB dintr-un material composit care nu potrezește. Am avut intervenții la deranjamente, sesizări 40 care au fost și rezolvate. S-a executat săpătură, poza cablu fixat în beton suport pentru stâlpi la blocul 27 în Antompan la solicitarea cetățenilor de acolo. S-a executat instalație iluminat pe strada Teiului, s-au montat 3 stâlpi și corpuri de iluminat tras cablu aerian la solicitarea cetățenilor pe care am primit-o expres de acolo. S-au verificat instalațiile ornamentale pentru sărbătorile pascale și s-au și montat. S-a fixat stâlp metalic în beton la casa vârșnicului, fixat coloană iluminat și fibră optică. Era acolo un stâlp aplecat care stătea să cadă din lemn și a fost înlocuit cu cel din față de la bibliotecă, pe care am dispus să fie scos pentru că lua din peisajul de acolo. Se pregătește confecționarea gardului metalic artistic pentru bibliotecă, realizat în prizmuire spațiul joacă în Miron Costin, un spațiu nou de joacă. S-au făcut gropi pentru fixarea stâlpilor de iluminat public pe strada Mierlei și pe strada Antompan. La solicitarea cetățenilor de acolo, extindem iluminatul public în acea zonă. De asemenea, s-a intervenit și s-a făcut curățenie la Casa Pionierilor. Știți ce mizerie era acolo? S-a făcut o curățenie exemplară, zic eu. S-a intervenit acolo în zonă, cam așa arăta. Cam așa arată acum, s-a curățat, s-a spălat. Da, s-au strâns toate mizeriile. Și de asemenea la casa spițierului, la spitalul vechi, cam așa era. Cam așa arată acum. Rugăm cetățenii, cei care trec acolo, dacă nu se face, mereu rog să se păstreze. Atâta tot. E mai ușor de dus la gunoi decât aruncat și eu cred că acum în oraș avem, slavă Domnului, și bănci și coșuri de gunoi, astfel încât să nu aruncăm pe domeniul public, să mergem și cu curățatul și de urmă cu infestatul. Aceasta a fost, dacă vreți, pe scurt, un raport a activităților în cadrul programului de curățenie de primăvară. Am avut întâlniri cu conducerea unităților școlare, întâlniri cu asociațiile de proprietari, în care am dezbătut diverse probleme pe care le avem, plus aceste curățenii de primăvară. Le dăm asociațiilor și unităților școlare, material săditor, pomi, de asemenea var pentru văruit copacii. Le stăm la dispoziție cu orice solicitare au, astfel încât cu toții să contribuim la o mai bună imagine a municipiului Roman. Cu privire la activitățile de la sfârșitul acestei săptămâni, duminică pe 3 aprilie va avea loc la București Comitetul Director al Asociațiilor Municipiilor din România. La ora 19 va avea loc deschiderea lucrărilor pentru organizarea adunării generale din 4 aprilie, adică de a doua zi. Vor fi prezentate materiale ce vor fi supuse adunării generale, raportul de activitate al Comitetului Național Director a Asociației Municipiilor, raportul execuției bugetului de venituri și cheltuieli a bilanțului contabil pe 2015, raportul Comisiei de Cenzori a Asociației Municipiilor pentru activitate sfârșată în anul 2015, situația încasării cotizației membrilor Asociației Municipiilor din România, aprobarea modificării și completării statutului Asociației Municipiilor, planul de activități pentru anul 2016 și proiectul de buget pentru 2016. A doua zi va avea loc adunarea generală a Asociației Municipiilor din România la Ring Grand Hotel. Începând cu ora 10 va avea loc înregistrarea participanților, la ora 10:30 vor debuta activitățile. Vor avea cuvânt de bun venit domnul Robert Negoiță, președintele AMR-ului, primarul sectorului 3, și domnul Ilie Bolojan, președintele executiv al AMR-ului, președintele municipiului Oradea, Dorin Chirtoacă, primarul municipiului Chișinău și membrii comitetului director. Intervenții vor avea reprezentanții Parlamentului României, domnul Călin Constantin Anton Popescu Tăricianu, președintele Senatului, Valeriu Ștefan Zgonea, președintele Camerei Deputaților,
Dacian Julien Cioloș, prim-ministru, Vasile Dâncu, viceprim-ministru, ministru dezvoltării regionale și administrației publice, alți miniștri din Guvernul României, dar și vor fi invitați și vor avea locuțiuni șefii marilor partide politice. Începând cu ora 11 vor avea loc intervenții partenerii Asociației Municipiilor din România, Uniunea Națională a Barourilor din România, Institutul pentru Politici Publice, Ordinul Arhitecților din România, Asociația pentru Implementarea Democrației, Fundația Cezar, Asociația Națională a Evaluatorilor din România, Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, Asociația Orașilor din România, Asociația Comunilor din România. Apoi va fi prezentat raportul de activitate a Comitetului Director, aprobarea reprezentanților Asociației Municipiilor în Delegația României la Comitetul Regiunilor, raportul execuției bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil pentru anul 2015, raportul Comisiei de Cenzori a Asociației Municipiilor pentru activitatea desfășurată în 2015, va prezenta doamna Mariana Cuibuș, președintele Comisiei de Cenzori. Situația încasării cotizației membrilor AMR, aprobarea modificării și completării statutului, planul de activități pe 2016 și proiectul de buget. Închiderea lucrărilor va avea loc în jurul orei 14. De acolo, în timp util, mă voi deplasa spre aeroport și voi pleca într-o vizită care va avea loc în perioada 4-8 aprilie în Elveția, în cadrul proiectului Orașe Verzi, Regiuni Verzi, un proiect pe care Primăria Municipiului Roman l-a câștigat în competiția cu cele 109 primării de municipii, adică 103 municipii plus cele 6 primării de sector a Bucureștiului, într-o competiție cu 109 municipalități. În semifinale s-au intrat, după cum știți, 30, în finală 10 și s-au calificat pentru a câștiga aceste proiecte 5 municipalități, printre care și Romanul, cu mențiunea că Romanul a câștigat această competiție de pe primul loc. În cadrul acestui proiect, care este în desfășurare pentru a asigura know-how, pentru a asigura documentații tehnice, pentru a asigura acces la fonduri privind proiecte pe orașe verzi, regiuni verzi, este și o vizită în Elveția. Cei care acordă grandul pentru acest proiect, la această vizită vor participa reprezentanții lui R20, cei care se ocupă în mod direct de implementarea acestui proiect, Lilian Ursache, Cristof Nutal și David Abertani, reprezentanții Terra Millennium 3, cei care din partea României asigură parteneriatul la nivel național, Lavinia Andrei, Liviu Gheorghe, Dumitra Mereuță, din partea Asociațiilor Municipiilor din România, reprezentantul Steluța Abogatu și cei 10 factori de decizie care s-au calificat în finală primari de municipii din România. Luni va fi plecarea spre Geneva, luni seară se va ajunge, marți dimineață vor începe activitățile, începând cu ora 9:30, seminar de jumătate de zi la biroul IR20 din Versoa, prezentarea obiectivelor pentru vizitele tehnice, începând cu ora 14, vizită de curtoazie la Palas Enard, întâlnire cu primarul din Geneva, ora 15:45, 16:45, vizită la Tosa, autobuz inteligent electric de mare capacitate cu zero emisii, între 17 și 18, vizita instalațiilor orașe inteligente la Caruș. Miercuri, 6 aprilie, începând cu ora 8:30, vizită la Seberco, instalații de gestionare a deșeurilor și la Neus Clod, reciclare de anvelope și energie solară. 11:30, vizită la situl Châtelot, gestionarea deșeurilor verzi din Geneva. 14:30, vizită la stația de tratare a apelor uzate STEP, Boa de Bay. La 16:30, vizită la barajul Ferboa, producție locală de hidroenergie. Hidrocentrala pe care o are orașul Geneva. A treia zi, joi, 7 aprilie, la ora 9 plecare către Lozan, pentru a vizita siturile energie Romand. La 9:30 vizită la Rolex Learning Center, vizită la sistemul de încălzire și aer condiționat cu emisii zero folosind apa din lacul Leman, vizită la EcoBlend, cel mai mare parc solar urban din Elveția.
începând cu ora 14:30, vizită la Enerboa, cea mai mare centrală termică electrică pe bază de biomasă uscată din vestul Elveției, la Rure, în Grodevo. Apoi, la, după seara, întoarcere la Geneva, vineri pe 8 aprilie, plecarea dimineață spre țară. Vreau să vă spun că, păstrând proporțiile, Romanu are deja implementat și el o parte din aceste proiecte, ba mai mult are în derulare și în documentare tehnică, de asemenea, proiecte similare cu ceea ce are Geneva și Lozanu, am spus păstrând proporțiile. De asemenea, cred că este un lucru binevenit, pentru că din experiența altora, din lucruri implementate, întotdeauna se poate învăța și a evita anumite activități care pot deveni parazitare sau anumiți pași care pot încurca activitățile. Cu aceasta am epuizat și a doua temă. A treia temă ar fi aducerea la cunoștința dumneavoastră și prin dumneavoastră a romașcanilor a proiectului pe care mâine îl vom aproba în ședința de Consiliu Local, despre care tot v-am făcut vorbire. El se află în fază finală, se lucrează încă la el la ultimele detalii cu privire la ajungerea la eurocent a bugetului. Proiectul se cheamă Sistem Inovativ Integrat pentru Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Roman în regiunea Nord-Est din România, Europa. Se numește așa pentru că acest proiect va intra în competiție cu toată Uniunea Europeană, mai precis cu toate orașele din Uniunea Europeană care au peste 50.000 de locuitori. Și, har Domnului, sunt destul de multe în România, dar pe în întreaga Uniune Europeană. Hotărârea Consiliului Local va avea loc mâine, 30 martie, în ședință extraordinară. Depunerea se va face în ultima zi, 31 martie 2016. Timpul de evaluare va fi până în 30 octombrie 2016. Ca etape vor avea analiza documentației tehnice și evaluare, plus vizită în teren a Comisiei Europene. Suma totală este de circa 5 milioane de euro, din care 80% îi asigură Comisia Europeană, 20% orașul care beneficiază de finanțare, din care parte în bani, parte în contribuție proprie pe care o aduce prin ceea ce pune la dispoziție în proiect. Proiectul presupune o abordare integrată, ce va avea drept scop dezvoltarea urbană și creșterea nivelului de trai pentru populația defavorizată din municipiul Roman, județul Neamț. Vreau să vă spun că vor fi promovate proiectele care se referă preponderent la persoane defavorizate și care cuprinde acest proiect mai multe activități. Mai multe activități care sunt legate de economie socială, care sunt legate de protecție socială, care sunt legate de economie circulară. Și voi intra și în a lămuri acest termen. Prima activitate din proiect se referă la folosirea și asigurarea energiei din surse regenerabile și anume panouri voltaice, constituind o soluție de producere a energiei care folosește lumina solară, neimplicând poluarea mediului. Suprafața care va fi alocată pentru acest proiect este de 16.646 de metri pătrați, pe care primăria municipiului Roman o avea și o are în proprietate. De pe această suprafață, panourile fotovoltaice vor avea o putere de 500 de kW. A doua activitate în proiect este înființarea unui centru de prelucrare a deșeurilor provenite din materiale de construcții și va avea următoarele avantaje. Crearea unor noi locuri de muncă, unde vor fi angajate persoane din cartierul urban defavorizat al municipiului Roman, strada Fabricii. Recuperarea sau transformarea deșeurilor din materiale de construcții și reintroducerea lor în circuitul economic sub formă de materiale de construcții, pavele, borduri, bolțari, cu adresabilitate directă în reabilitarea clădirilor din strada Fabricii.
eliminarea cantității de deșeuri, eliberând și protejând astfel mediul înconjurător. Vreau să vă spun că nici în Roman, nici în orașele din jurul municipiului Roman, nu există în momentul de față o stație de concasare și prelucrare a deșeurilor provenite din materiale de construcții. Astfel încât am putea să devenim un centru important în nodul acesta geostrategic al Moldovei și vom amplasa în cadrul acestei a doua activități pe o suprafață pe care, după cum vă aduceți aminte, am cumpărat-o nu de mult. O suprafață de 9.000 de metri pătrați, care este adiacentă suprafeței de 16.646 de metri pătrați pe care o aveam, dar era insuficientă. După cum știți, în ședința de Consiliu Local Ordinară, am cumpărat o suprafață de 9.000 de metri pătrați la un preț foarte bun, pe care l-am negociat pe parcursul unei luni de zile de la o familie de români care locuiește în Franța. Iar pe această suprafață vom aplasa 3 padocuri de depozitare, 2 de 800 de metri pătrați, 1 de 600 metri pătrați, deci în suprafață de 2.200 de metri pătrați. Vom amplasa o hală de producție de 1.000 de metri pătrați, hală în care se vor produce bolțari, pavele și borduri. De asemenea, pe 5.800 de metri pătrați vor fi amplasate utilajele pentru concasare și anexele. Vreau să vă spun că câmpul fotovoltaic de putere 500 kVA va produce energia electrică necesară funcționării utilajelor de concasare și a fabricii de producție de materiale de construcții, adică borduri, pavele și bolțari. Astfel încât energia solară o vom folosi în a pune la treabă utilajele care vor repune în stare de a fi folosite deșeuri din materiale de construcții. După cum ați văzut și în jurul Romanului, dar și pe terenurile din mediul rural, sunt foarte multe depuneri de materiale de construcții. Amenzile pe care Garda de Mediu și Agenția de Mediu prin observații se sesizează vor face ca în curând acest lucru să nu se mai întâmple și chiar ar trebui să nu se mai întâmple, câmpurile noastre să nu mai devină mormane de deșeuri. Așa încât ne-am gândit, în primul rând, a asigura terenuri curate, mediu curat, dar în același timp aș și pune la treabă aceste deșeuri, din care putem produce materie primă mai grosieră pentru fundațiile drumurilor și o materie primă mai fină pentru producția de bolțari, pavele, borduri, așa cum v-am spus. A treia activitate, cu materiale de construcție produse în acest centru, se vor reabilita și se vor extinde locuințele din adăposturile sociale pentru populația săracă din cartierul urban defavorizat, zona Strada Fabricii din municipiul Roman. Tipurile acestea de proiect practicau vector către populația dezavantajată. Deci Comisia Europeană, pe principiul egalității de șanse și a echilibrării situației economico-financiare a zonelor din paupere, din municipalități, caută să echilibreze. Și astfel, acolo fiind una din zonele cele de mai defavorizate, oameni care practic foarte greu își duc viața, încercăm să creăm așadar o reabilitare a zonei, implicându-i și pe ei în activitățile de economie socială, încercând să eliberăm, așa cum v-am spus, mediul de deșeuri, folosind energia solară ca motor în activitatea și funcționalitatea utilajelor din zonă. Astfel vom construi un corp de locuințe noi, 22 de locuințe noi se vor construi pe o suprafață de 3.120 de metri pătrați. Vom construi acest corp de locuințe noi pentru a putea muta pe rând
cetățenii care locuiesc în cele patru blocuri și a putea intra în reabilitare. În fiecare bloc din acelea, în momentul de față, sunt 50 de locuințe. Prin reabilitare vor rămâne 44. Pentru că cele care există acum nu satisfac condițiile sociosanitare din zonă. Și astfel, în fiecare tronson, care are circa 2100 de metri pătrați, vor exista 44 de locuințe care vor avea acces direct din exterior, care vor avea o baie, ceea ce nu au acum, vor avea o chicinetă pentru pregătirea mâncării și o cameră foarte mare, foarte generoasă, care cine dorește poate să o împartă în două pentru un glasvant. Deci vom construi, așa cum se numește în limbajul celor care desfășoară activități imobiliare, apartamente cu o cameră, din ceea ce există în momentul de față. Aceste compartimentări nu se vor mai face așa cum au fost făcute în urmă cu 12 ani, cu 10 ani, cu 8 ani, cu 6 ani prin reparații din rigips și din OSB, care s-au dovedit că nu sunt destul de rezistente, pentru că uneori și comportamentul este cel care dăunează grav sănătății acestor materiale de construcții. Și atunci mi-am gândit că acestea să le facem din bolțari. M-am gândit că bolțarul este mai rezistent decât pumnul sau decât capul. Și să încercăm totuși, nici nu putem să ne întoarcem cu spatele la unele probleme care există. În momentul în care legislația obligă să ai grijă de animale, de câinii comunitari, nu ne putem întoarce cu spatele la oameni. Cred că prin educație, prin instruire, prin ridicarea unui standard de viață, putem asigura o integrare și a atingem cea de a patra componentă, integrarea populației paupere majoritară de etnie romă în comunitate. Deci prin implementarea acestui proiect se va realiza o economie circulară în care resursele sunt utilizate într-un mod inteligent, valoarea produselor și a materialelor este menținută mult în timp, deșeurile și utilizarea resurselor sunt reduse la minim, iar resursele nu părăsesc fluxul economic odată ajunse la sfârșitul duratelor de viață, ci sunt reutilizate și creează valoare în continuare, fiind create astfel și locuri de muncă pentru populația defavorizată. Astfel vom avea asigurată o creștere economică durabilă și o calitate mai bună a vieții populației locale. Obiectivele și rezultatele așteptate ale proiectului ating trei domenii tematice ale programului. Tranziția energetică, și anume folosirea surselor regenerabile de energie, temă care de asemenea se punctează în cadrul acestui proiect european. Sărăcia în mediul urban, în zonele urbane defavorizate, care se punctează cel mai tare în cadrul acestui program european. Locuri de muncă și competențe în economia locală, domenii care interferează așadar, ducând la final la creșterea nivelului de viață a populației pe plan local în scopul dezvoltării durabile. Caracterul inovator al acestui proiect constă în soluția tehnică propusă în acest circuit, și anume panouri fotovoltaice producând energie din surse regenerabile, care alimentează cu energie nepoluantă așadar centrul de prelucrare a deșeurilor din materiale de construcții, concomitent cu crearea de locuri de muncă în centru și cu reabilitarea și extinderea locuințelor adăposturilor social, folosim materiale de construcții produse din deșeuri. Așadar, proiectul propune soluții creative, inovatoare și durabile, care abordează diferite provocări identificate. Avem aici așadar trei studii de fezabilitate. Unul pe ceea ce înseamnă energie nepoluantă, energie regenerabilă, unul pe ceea ce înseamnă economie socială, producție împreună cu depozit și unul pe ceea ce înseamnă reabilitare și construcție de locuințe în adăpost social, care acestea au fost contopite într-un studiu de fezabilitate mare cu analiză cost de beneficiu, care este baza documentației tehnice pentru depunerea acestui proiect. Proiectul va avea un impact direct asupra societății pentru că va duce la economisirea resurselor, reducerea nivelului de poluare a apei, solului și aerului,
viață mai lungă pentru depozitele ecologice de deșeuri, îmbunătățirea serviciilor de curățenie și igienă urbană, reducerea costurilor cu colectarea și tratarea deșeurilor, crearea de locuri de muncă și generarea de venituri, reducerea volumului deșeurilor, construirea și abilitare de locuințe pentru populația defavorizată din municipiul Roman. Cam acesta ar fi, pe scurt, acest proiect la care lucrăm de la începutul anului 2016 încoace. Și ne aflăm în fază finală cu documentațiile tehnice, așa cum vă spuneam, astăzi, ieri, astăzi, se lucrează la ultimele echilibrări bugetare pe ceea ce înseamnă bugetul general al acestui proiect, pentru că fiecare componentă a venit cu partea ei economico-financiară, dar acestea trebuie să se regăsească și să integreze în această sferă mare care reprezintă programul total. Și cu aceasta am încheiat și a treia temă a discuției de astăzi, care cred că și pentru dumneavoastră și pentru dumneavoastră, pentru cetățeni, era de interes. Și voi trece la a patra temă, pentru că așa v-am obișnuit pe dumneavoastră și pe Romașcani, ca în fiecare an, în luna martie, să prezint un raport de activitate al anului precedent, al anului 2015. Și pentru că n-am vrut să ies din cutumă, astăzi am venit să prezint acest raport. Aveți prezentări, sper să fie bine corelate și prin foto cu ceea ce voi prezenta, astfel încât să aveți o imagine cât mai clară a activității desfășurate în anul 2015. Anul 2015 a adus numeroase premiere în cetatea lui Roman Mușat, în domenii variate, chiar dacă din punct de vedere administrativ a fost o perioadă foarte dificilă. De reținut că municipiul Roman a început anul 2015 cu un buget mai mic față de anul 2014, cu aproape 6 milioane de lei, deci cu circa 60 de miliarde de lei vechi, aspect care a influențat lista de investiții și de priorități a administrației publice locale. În acest context, pentru prima dată după anul 1989, Dumnezeu nu ne-a lăsat și s-a înregistrat în anul 2015 încasarea taxelor și impozitelor locale de 100%. Pentru aceasta, sigur că trebuie să mulțumesc în nume personal, dar și al administrației publice locale, tuturor contribuabililor, cetățeni, persoane fizice autorizate, întreprinderi, societăți comerciale, care au înțeles, care s-au implicat și îi felicit pentru comportamentul lor civic pozitiv. Cunosc foarte bine situația economică, să știți, pe care romașcanii o traversează, atât ca cetățeni, cât și ca lucrători în diferite societăți sau reprezentanți a unor societăți comerciale, a unor agenți economici, și de aceea am optat ca în cele două mandate ale mele să nu cresc niciodată taxele și impozitele. Eventualele creșteri care au apărut au fost doar datorită modificării codului fiscal. Și repet acest lucru, pentru că creșterile care s-au produs au fost ca urmare a unor decizii pe care fostul guvern le-a luat în modificarea codului fiscal, cum ar fi impozitarea terenului de sub casă sau de sub apartament, cum ar fi impozitarea primilor 400 de metri pătrați din suprafețele de teren agricol de intravilan ca teren curs construcții. Sigur că acestea au dus la creșteri semnificative, dar acestea au fost imperative și obligatorii pentru noi, neavând posibilitatea de a alege, ci de a pune în practică. Dar în rest, noi am mers doar pe limita minimală și am căutat totdeauna să gestionăm cât mai bine banul public, am căutat totdeauna să nu avem creșteri care să influențeze în rău viața cetățeanului și ei să se poată bucura de o activitate cât mai competentă și profesionistă în municipiul Roman, fără creșteri de costuri. Repet, nu am crescut niciodată taxele și impozitele, eventualele creșteri au fost date doar de modificarea codului fiscal de către guvern. De altfel, am prezentat de foarte multe ori, mai ales că am auzit unele speculații
cum vor face unii să fie mai multe discuții, transparență și așa mai departe, îi anunț pe această cale că municipiul Roman în anul 2015 a luat locul întâi pe țară pentru transparență, dezbateri publice, discuții și prezentarea situațiilor din municipiu. De altfel, inclusiv dumneavoastră sunteți martorii fideli a acestor activități pentru că ați asistat mereu pe parcursul timpului la aceste conferințe de presă în care am prezentat activitățile și am răspuns la întrebările dumneavoastră, întrebări venite din interiorul organelor de presă pe care le reprezentați sau pe care le-ați înregistrat de la cetățenii din municipiul Roman. Deci plasarea municipiului Roman pe locul întâi la transparență de către Ministerul Transparenței și Comunicării reprezintă, cred că, un lucru care anunță deja faptul că autoritatea publică locală s-a axat pe a consulta cetățenii, pentru a discuta cu ei și pentru a ține cont de propunerile lor. De asemenea, romașcanii și locuitorii județelor vecine au apreciat la cote neașteptate și neprevăzute de administrația locală redeschiderea ștrandului municipal, care în varianta modernizată și înglobată în complexul sportiv și de agreme Moldova a înregistrat aproape 60.000 de clienți, de peste două ori față de publicul estimat de noi. De asemenea, în anul 2015 am desfășurat un proces de sondare a opiniei publice în vederea aprecierii serviciilor oferite de municipalitate pentru creșterea calității acestora. Chestionarul utilizat pentru evaluarea satisfacției cetățenilor a arătat că 70% din respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de serviciile primăriei, iar prioritățile investiționale și proiectele asumate pentru etapele viitoare corespund în mare parte cu propunerile transmise prin chestionare. Pentru asigurarea transparenței administrative au fost evaluate și apreciate, așa cum vă spuneam, de Ministerul pentru Transparență, Consultare Publică și Dialog Civic la începutul anului 2016, în urma căreia aceste analize, Romanul a ocupat locul întâi pe țară între cele 109 municipalități evaluate. O altă premieră pentru municipiul Roman a constituit o clasare pe locul întâi dintre cele 109 municipalități evaluate în România în cadrul proiectelor Orașe Verzi, Regiuni Verzi, confinanțat printr-un grad din partea Elveției, care se leagă de deplasare de săptămâna viitoare. De asemenea, municipiul Roman și-a consolidat relațiile de colaborare internațională, fiind un obiectiv important pe agenda unor figuri diplomatice importante și având o prezență în premieră la nivelul structurilor reprezentative pentru orașele și regiunile din Uniunea Europeană. De asemenea, subliniem faptul că planificarea strategică realizată în anul 2015 a avut scopul de a reuni într-un singur cadru de management aspecte legate de planificarea organizațională, stabilirea priorităților, planificarea politicilor publice în noul context național și european. Sigur că prezentarea acestui raport de activitate am căutat să o structurez și sunt 9 capitole care compun această raportare. Vreau să vă spun că am făcut un rezumat a întregii raportări primite de la toate direcțiile și serviciile, după care am făcut un extras din acest rezumat, după care am scos din acest extras doar părțile pe care noi le-am considerat esențiale pentru a avea o imagine de ansamblu. Și am să încerc să punctez pe fiecare capitol, încercând să fiu cât mai scurt și cât mai concis. Capitolul 1. Situația bugetului local în anul 2015. Așa cum spuneam, anul 2015 a adus o performanță unică după 1989, respectiv încasări de 100% la taxe și impozite. Și am mulțumit și încă o dată mulțumesc tuturor cetățenilor și agenților economici care au dat dovadă de o atitudine civică pozitivă. De asemenea, repet că în cele două mandate de primar nu am crescut niciodată taxele și impozitele, eventualele creșteri fiind date doar de prevederile obligatorii și modificările codului fiscal. Realizările efective ale veniturilor proprii au fost următoarele și vă dau doar câteva linii din buget. Impozitul pe clădiri, programat la nivelul anului 2015, 8.716.000 lei. Realizat în 2015, 9.537.000 lei, deci 109%. Impozit pe teren,
programat 1.907.000 lei, realizat 2.452.000 lei, 129%. Eliberarea autorizații, 109.000 lei estimat, realizat 233.000 lei, creștere procent 214%. Venituri din chirieri și concesiuni, 2.288, programat, realizat 2.443.000 lei, 107%. Amenzi și penalități, 1.545.000 lei, realizat 1.916.000 lei, 124%. Tot, v-am dat câteva repere, câteva exemple. Total venituri proprii, vorbim de veniturile proprii. Este programat 19.391.000 lei, realizat 21.727.000 lei, 112%. Bugetul consolidat de venituri și cheltuieli a municipiului Roman a fost în sumă de 175.890.000 lei, având în componență următoarele bugete. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe capitole, titluri și articole de cheltuieli, în sumă de 115.517.000 de lei. Bugetul centralizat al instituțiilor publice cu activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 60.373.000 lei, din care 52.263.000 lei, Spitalul Municipal de Urgență Roman. Din execuția bugetară pe anul 2015 s-a constatat că veniturile bugetului local prevăzute au fost în sumă de 115.517.000 lei și s-a încasat suma de 112.515.000 lei, procent de încasare de 97%. Vorbesc de execuție bugetară, venituri totale, iar dincolo unde avem depășiri erau cele din taxe și impozite. Acea componentă este o componentă pentru veniturile bugetului local. Cheltuielile bugetului local prevăzute a se efectua au fost în sumă de 122.080.000 lei și s-au cheltuit 115.107.000 lei, procent de realizare de 94%. Așadar, la finele anului 2015, municipiul Roman a înregistrat un excedent în sumă de 3.970.000 lei, sumă ce va fi utilizată în anul 2016 la finanțarea cheltuielilor de investiții, deci de pe cheltuieli de dezvoltare. Capitolul 2. Investiții și lucrări publice. În anul 2015 s-a finalizat ștrandul și deschiderea complexului sportiv și de agrement Moldova. Acest lucru a fost pentru locuitorii municipiului Roman unul din cele mai așteptate și apreciate momente generate de investiții administrației publice locale. Astfel, în anul 2015, municipiul Roman a putut utiliza, pe lângă resursele investiționale locale și sume atrase, și anume, am reușit să atragem în afară de veniturile la bugetul local 5,9 milioane de lei, adică aproape de cele 6 milioane pe care le-am pierdut prin măsurile pe care le-a luat vechiul guvern, prin faptul că au luat banii de la municipalități și le-au dus la mediul rural, acolo unde nici nu erau necesare sume atât de mari de bani pentru a se balasta sau pentru a se face niște rețele de canalizare. Deci bunul Dumnezeu ne-a ajutat și unde am pierdut și ne-a luat guvernul, prin munca noastră proprie am reușit să recuperăm și s-a cofinanțat astfel de la bugetul județean 1,1 milioane lei reabilitarea bibliotecii municipale, de la bugetul de stat 2,9 milioane de lei investiția modernizare arteră Roman-Est, iar din fonduri europene s-a atras 1,1 milioane de lei pentru consolidare și reabilitarea Colegiului Național Roman Vodă Corpul B. Investițiile și lucrările publice majore ale anului 2015 au vizat finalizarea unor obiective importante, precum modernizarea ștrandului, Complexul Moldova, sau a reparațiilor capitale la Bulevardul Nicolae Bălcescu, artera Roman Vest, cât și continuarea altora, precum modernizarea arterei Roman Est, consolidarea, reabilitarea și modernizarea Colegiului Național Roman Vodă Corpul B, reabilitarea Bibliotecii Municipale George Radu Melidon, modernizarea pietonalului Ștefan cel Mare, realizarea zonei de picnic și agrement din cadrul Complexului Moldova, modernizarea arteriei Roman Est, executată până la finalul anului în proporție de 93%, de către SCI Imrom S.A. Roman, a cuprins lucrări în valoare de aproape 5,5 milioane lei.
Menționăm că finalizarea arteriei romanezi va asigura fluența traficului rutier greu pe direcțiile Vaslui-Suceava sau Vaslui-Iași, evitând zonele dens locuite. Un alt avantaj va fi faptul că în momentul în care stațiile din zona cordon de sortare și transfer a deșeurilor vor fi active, se va evita tranzitarea cu mașinile de gunoi a municipiului și a zonelor dens locuite, eliminând crearea unui disconfort cetățenilor. În anul 2015 s-a finalizat reparațiile capitale și modernizarea bulevardului Nicolae Bălcescu, artera Roman Vest. În total, investiția a sumat 8 milioane de lei și a însemnat reabilitarea și lărgirea 9 metri a sistemului rutier de pe cei 2,6 km ai traseului, refacerea trotuarilor și a rețelelor de apă și canalizare menajeră și pluvială de pe bulevardul Nicolae Bălcescu, cât și extinderea celor 3 rețele pe artera Roman Vest. Tot anul trecut s-au încheiat lucrările pentru modernizarea străzii Tineretului, care au costat 1,2 milioane lei și care au constat în reabilitarea sistemului rutier existent, îmbrăcarea cu dale de beton a trotuarilor și extinderea parcărilor adiacente străzilor. Suprafața de parcare amenajată pusă la dispoziția cetățenilor municipiului Roman ca parcări publice sau rezidențiale a fost extinsă prin realizarea unor noi obiective. Parcarea publică dintre clădirile Poștei și Telecom, parcări rezidențiale în zona intersecției străzilor Panainte Doni și Alexandru cel Bun, în zona străzilor Victor Hugo, Ion Creangă, Constantin Dobrogeanu Gherea, Tudor Vladimirescu, Gloriei. Executanții acestor au fost SC Occidental Construct SRL Roman și respectiv SC Robu Construct SRL Săboani, achitându-se celor două firme pentru lucrări executate aproape 700 de mii lei. În anul 2015 s-a continuat și lucrările la investiția parcare publică etajată la Piața Centrală. Apreciem că în luna aprilie anului 2016 această investiție va putea fi pusă la dispoziția publicului. Întreținerea infrastructurii rutiere a municipiului Roman a costat municipalitatea în anul 2015 aproape 3 milioane de lei și a fost obiectul unor reparații curente sub formă de covoare asfaltice, aproape 74 de mii de metri pătrați pe străzile cu trafic major, precum Bogdan Dragoș, Bulevardul Republicii, Smirodava, dar și a unor lucrări de plombare, aproape 19.000 de metri pătrați pe restul străzilor. Cu prilejul acestora s-au ridicat în cot 144 de cămine, 209 gaighere și 80 de răsuflători a rețelei de gaz. Și trotuarele adiacente unor străzi au făcut obiectul unor reparații sau modernizări. Strada Ștefan cel Mare pe sectoară Gară, strada Ogoarelor, și continuă a început din această primăvară din zona străzii Ogoarelor spre barieră. Pe partea stângă, cum plecăm din oraș, deja sunt terminate în această primăvară. Pe sectorul dintre intersecțiile cu Ștefan cel Mare a Bulevardului Republicii, respectiv Tineretului, sectoare de pe Bulevardul Roman Mușat, strada Bogdan Dragoș, Mihai Eminescu și altele. În vederea întreținerii infrastructurii rutiere a municipiului Roman, prin servicii proprii, administrația publică locală a aplicat plombări cu mixtură asfaltică de tip rece RRD pe 22 de străzi, plombări cu alte tipuri de mixtură asfaltică pe 33 de străzi, refacerea sau amenajarea de trotuare pe 20 de străzi, 6 parcări noi, amenajarea sau refacerea 31 de alei, 60 de lucrări de readucere la starea inițială după intervenții la diverse rețele de utilități. Subliniem faptul că baza materială a rețelei școlare a municipiului Roman a beneficiat în cursul anului 2015 cele mai importante lucrări vizând Colegiul Național Roman Vodă Corpul B, realizarea acoperișului tip șarpantă cu învelitoare de tablă la școala Vasile Alexandrii și reparații majore la acoperișul școlii Calistrat Hogaș. Tot la clădirile rețelei școlare s-au executat și următoarele lucrări. Reparații, acoperiș, clădire, corpa, școala Carol I, cartierul Nicolae Bălcescu, 140.000 lei. Reparații, acoperiș, grădinița numărul 2, 26.000 lei. Reparații învelitoare, Colegiul Tehnic Miron Costin, 30.000 lei. Modernizare instalației încălzire și centrală termică la Colegiul Tehnic Petru Poni, 125.000 lei. Reparații, acoperiș, școală Calistra Hogaș, 230.000 lei. Proiectul Consolidare, Reabilitare și Modernizare a Colegiului Național Roman Vodă Corpul B a întâmpinat o dificultate majoră, neprevăzută, datorită constatării pierderii capacității portante a terenului de fundare în zona curții interioare la tronsoarele 2 și 3. Acest lucru, precum și umezirea excesivă a solului, a determinat încetinirea lucrărilor prevăzute în proiect și a impus găsirea unor soluții pentru îmbunătățirea capacității portante și a îndepărtării umezelii în zona afectată de subfundația clădirii, astfel că prin metoda electrosilicalizării, zona afectată a fost readusă la parametrii necesari susținerii clădirii.
dar au apărut costuri suplimentare de circa 500 de mii de lei și o întârziere a proiectului cu aproape 6 luni. În aceste condiții s-au realizat lucrări de aproape 1,9 milioane de lei prin executarea consolidărilor în zone unde solul se prezenta în parametrii normali, prin realizarea șarpantei pe tronsoanele 1 și 2, aripile nord-sud, precum și altor lucrări posibile în circumstanțe menționate, fiind refăcute branșamentele și recordurile la utilități. Această investiție la care lucrează SECE Construcții 1 Iași și SECE Combas Roman urmează a se finaliza la sfârșitul semestrului întâi a anului curent. Acoperișul tip terasă de la corpul nou al școlii Vasile Alexandrii, care necesita reparație, a fost schimbat cu un acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din table tip țiglă, lucrările fiind executate de SECE Petrina Construct Roman și însumând 360.000 de lei. Tot în anul 2015 au fost reabilitate terenurile bituminate de sport de la Colegiul Tehnic Roman Vodă, Colegiul Tehnic Miron Costin, Colegiul Tehnic Danubiana și Colegiul Tehnic Vasile Sav. Lucrările au vizat o suprafață de peste 3.800 de metri pătrați, au costat 260.000 de lei și au fost executate de SECE Star Prest Roman. În anul 2015, la Casa Ioachim, Biblioteca Municipală, au fost executate lucrări de aproape 1,2 milioane de lei, iar principalele etape în reabilitarea și modernizarea acestui imobil, cu valoare arhitectonică deosebită, au fost parcurse. Ultimele lucrări de refacere a picturii și a pardoselor sunt în curs de execuție, mobilierul nou a fost deja achiziționat și urmează a fi pus pe poziție. Deja la acest moment, parte din aceste lucruri au fost deja și făcute. Și urmează ca în luna mai, cu ocazia zilor municipiului Roman, să dăm în funcțiune această bijuterie arhitectonică a municipiului Roman. În privința infrastructurii destinată recreierii, am spus deja, este știut că anul 2015 a însemnat finalizarea strandului și dacă lucrările de construcție au fost derulate în principal în anul 2014, inaugurarea obiectivului a fost precedată de achiziții de mobilier, dulapuri pentru obiecte personale, realizarea sistemului de acces a instalațiilor video și de sonorizare, a surselor secundare de apă și energie, precum și alte dotări. La zona picnic, deși nu toate lucrările prevăzute în proiect au fost finalizate, ele se vor finaliza în prima parte a acestui an, complexul sportiv și de agrement Moldova a fost totuși o surpriză plăcută pentru romașcani. Principalele funcțiuni, picnic, locuri de joacă, promenadă, spații de parcare, grupuri sanitare, au putut fi puse la dispoziția publicului. Lucrările executate în anul 2015 la acest obiectiv de către SECE Răbu Construct au costat aproximativ 3,1 mii lei. În cursul anului 2015 au continuat lucrările de modernizare a pietonalului Ștefan cel Mare, dar executantul SECE Bacor Rom, în asociere cu SECE Rom Urban Construct, nu au reușit să execute lucrări decât de aproximativ 1 milion de lei, depășind cu mult termenele asumate prin graful de execuție. Această situație a impus rezilierea contractului de execuție, lucrările urmând a fi reluate în anul 2016 după o nouă licitație pentru restul de executat. În momentul de față ne aflăm în derularea acestei licitații. Cu privire la extinderea rețelelor de apă și canalizare, anul 2015 este anul în care rețeaua de canalizare a fost extinsă pentru a deservi întregul oraș. După finalizarea ultimilor acorduri electrice la stațiile de repompare ape uzate, cartierele Nicolae Bălcescu și Petru Rareș beneficiază și ele de serviciu de canalizare ape menajere. Și astfel, exceptând rețeaua de gaze naturale în cartierul Nicolae Bălcescu, pe care ne propunem să o abordăm și să o dezvoltăm în anii următori, Romanul dispune de echipare cu rețele de utilități în toate zonele municipiului. De asemenea, modernizarea stății de epurare și ape menajere, pentru care sunt premize ca lucrările la acest obiectiv să fie finalizate în primul semestru acestui an, va asigura un serviciu de calitate și de evitare a poluării mediului. Referitor la activitatea serviciului de achiziții publice, precizăm că în anul 2015 nu au existat proceduri de achiziții publică contestate la CNSC, iar în cadrul procedurii de supraveghere și a controalelor pe care le-am avut din partea diferitor instituții ale statului, inclusiv ANRMAP-ul, nu au fost semnalate de eficiențe și respectiv nu au fost stabilite măsuri reparatorii sau disciplinare. Serviciul achiziții publice a întocmit documentații necesare, a derulat și a finalizat prin încheierea de contracte 177 de contracte în valoare de 25.318.599,07 lei au fost contractate prin următoarele proceduri.
contracte de furnizare produse, 45 de proceduri de achiziții în valoare totală de 2.641.430,79 lei cu TVA inclus. Contracte de prestări servicii, 72 de proceduri de achiziții în valoare totală de 3.019.422,15 lei cu TVA inclus. Contracte de lucrări, 56 de proceduri de achiziții în valoare totală de 11.754.067,37 de lei cu TVA inclus. Contracte de concesiune a serviciilor de asistență socială și medico-socială în valoare de 1.700.000 lei. Contracte de mărfuri încheiate pe piața la disponibil prin Bursa Română de Mărfuri, terminalul Piatra Neamț. Pe energie electrică, contract în valoare de 2.599.164,02 lei, cu TVA inclus. Gaz metan, contract în valoare de 2.753.264,75 lei, cu TVA inclus. Carburanți, contract în valoare de 851.249,99 lei, cu TVA inclus. Precizăm că prin intermediul Serviciului de Achiziții Publice s-au încheiat și contracte necesare Direcției Administrației Pieților Bazar Obor, pentru care au fost realizate 14 proceduri de achiziții în valoare totală de 326.689,09 lei cu TVA inclus. În cadrul acestor proceduri au participat peste 200 de firme, iar peste 100 de firme diferite au încheiat contracte cu Primăria Municipiului Roman. Capitolul 3. Siguranța cetățenilor și ordinea publică. Municipiul Roman în anul 2015 nu s-a înregistrat cu victime pe timpul manifestării fenomenelor generatoare de situații de urgență. Putem aprecia că activitatea Comitetului Local pentru Situații de Urgență s-a desfășurat în condiții foarte bune, reușindu-se gestionarea eficientă a situațiilor de urgență apărute pe teritoriul localității. Comitetul Local pentru Situații de Urgență a organizat și desfășurat 6 ședințe extraordinare, în urma cărora au fost adoptate 6 hotărâri, prin care au fost stabilite măsuri organizatorice și operative. În anul 2015, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență a efectuat 511 controle la gospodăriile populației, a soluționat 17 sesizări cu privire la prevenirea situațiilor de urgență, a intervenit în 73 de cazuri, dintre care inundații la gospodăriile populației, deblocări uși, degajări zăpadă și țurțuri de pe acoperișuri, incendii, vegetație uscată, salvări animale, degajări și toaletări arbori, intervenții pentru degajarea căilor de transport, evacuări de apă pentru prevenirea inundațiilor gospodăriilor populației, degajări de cabluri de pe domeniul public, fixări elemente de acoperiș, intervenții pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor pe timpul desfășurării spectacolelor, târgurilor, expozițiilor sau manifestărilor sportive. Au fost asigurate măsuri pentru prevenirea deceselor prin hipotermie pentru persoanele fără adăpost, zilnic în medie 14 persoane li s-au asigurat masă caldă și adăpost. Cu ocazia Zilei Protecției Civile, în data de 27 februarie, a avut loc un exercițiu de alarmare la sediul primăriei cu tema conștientizarea salariaților în ceea ce privește regulile de comportament în diferite situații de urgență. În lunile martie-aprilie a fost pus în aplicare Planul Județean de Salubrizare și Degajare a Cursurilor de Apă de obstacole care împiedicau scurgerea apei, bușteni, deșeuri lemnoase din Albi, de pe maluri, din zonele inundabile pe râurile Moldova și Siret. Cu ocazia curățenii de primăvară au fost efectuate completări la perdeaua de protecție de pe strada Salcei, fiind extinsă cu puieți de salcâm și răchită pe o suprafață de aproximativ 1500 de metri pătrați. A fost monitorizat modul în care populația respectă regulile privind arderea resturilor vegetale. Pentru prevenirea inundării mai multor gospodării în strada Ciocârliei și strada Tinosului, a fost decolmatat părâul Tinosul pe o distanță de aproximativ 400 de metri liniar. În luna mai au fost organizate etape locale a concursurilor profesionale pentru elevi cu Viața mea apăr viața, Prietenii pompierilor, etapa locală a concursurilor serviciilor voluntare pentru situații de urgență. Pentru perioada iunie-iulie 2015, serviciul a înființat 3 puncte de prim ajutor în caz de caniculă, fiind asigurate asistență pentru un număr de 635 de persoane. În data de 13 octombrie a avut loc un exercițiu de alarmare în municipiul Roman cu tema activitatea personalului didactic și a elevilor pe timpul și imediat după producerea unui cutremur. În luna decembrie s-au efectuat 167 de controle la unitățile de alimentație publică, prestări, servicii și comerț din municipiu, împreună cu Poliția Locală și Serviciul Autorizare Comercial Transport, la dispoziția primarului municipiului Roman, vizând verificarea îndeplinirii reglementării în vigoare și existența autorizării de funcționare. Pe parcursul anului 2015,
Au fost efectuate 12 exerciții de evacuare în caz de situații de urgență a Spitalului Municipal de Urgență, secția de pediatrie și secția psihiatrie. Direcția Poliția Locală a desfășurat în anul 2015 2030 de misiuni independente de asigurare a ordinii și liniștii publice, iar împreună cu Poliția Municipiului Roman 257 de misiuni pentru combaterea cerșetoriei a furtului din autovehicule și buzunare în zone aglomerate, piețe, obor, bazar, magazine, și a menține un climat de ordine și siguranță publică. În urma acestor acțiuni au fost prinși și predați de către Poliția Locală, către Poliția Municipiului 21 de infractori. Au fost depistate și sancționate contravențional 554 de persoane care practicau cerșetoria. Activitatea s-a concretizat în 847 de avertismente verbale, 1777 de avertismente scrise, 1652 de amenzi în valoare de 282.800 lei. Dispeceratul Poliției Locale a primit 2.881 de sesizări care au fost și rezolvate, din care 349 scrise, 851 verbale, 1.681 telefonice. Cei 5 agenți din cadrul dispeceratului monitorizare video au semnalat în perioada analizată un număr de 2.071 de încălcări ale legislației, după cum urmează. Pe cerșetorie 352, autoturisme parcate staționate neregulamentar pe trotuare, spații verzi, locuri de parcări concesionate sau care blochează căile de acces, autoturisme expuse spre vânzare pe domeniul public, 1275. Grupuri de persoane minore cunoscute de coațe de buzunar ce urmăresc cetățenii, 17. Depozitare gunoaie, deșeuri de orice natură pe domeniul public, 17. Circulație cu vehicule cu tracțiune animală în locuri unde este interzisă, 31. Scăldat în fântâne arteziene, 19. De asemenea, organele judiciare au solicitat înregistrări de sistemul integrat de monitorizare video al municipiului pentru 180 de cazuri, dacă vorbim despre importanța acestui serviciu video. Și am prezentat câte contravenții sau infracțiuni au fost depistate, 2071, și unde am dat sprijin din sistemul integrat de monitorizare video organelor judiciare, 180. Atragem atenția însă că polițiștii locali, pentru a putea avea o activitate promptă și eficientă, au nevoie și de sprijinul și cooperarea constantă din partea romașcanilor. Capitolul 4. Relația cu cetățenii. Un obiectiv important al municipalității în relația cu cetățenii a fost cel de a dezvolta mentalitatea participativă a membrilor comunității locale prin implicarea acestora în evaluarea și modernizarea activităților administrative. Administrația publică locală a desfășurat în anul 2015 un proces de sondare a opiniei publice în vederea aprecierii serviciilor oferite de administrația publică locală și a creșterii calității acestora cu respectarea cerințelor documentelor din sistemul de management și calității ISO 9001, Strategia Națională Anticorupție 2012-2015 și sistemul de control intermanagerial. Metodele folosite pentru monitorizarea satisfacției cetățenilor au fost alese, astfel încât să pună la dispoziția primăriei informații semnificative cu privire la așteptările, nemulțumirile, propunerile cetățenilor față de serviciile publice, astfel încât să ofere o imagine cât mai fidelă a situației existente. Chestionarul de evaluare a satisfacției cetățenilor a fost postat electronic la începutul anului pe site-ul instituției www.primariaroman.ro, unde a fost accesat și completat online de către romașcani, dar s-a regăsit și în mod clasic, tipărit la birou unic, pentru cei care nu cunosc lucru cu internetul sau nu au astfel de gadgeturi. Pe parcursul anului 2015 au participat 253 de respondenți. Rolul chestionarului a fost acela de a identifica atât aspectele pozitive, cât și cele negative. 70% din respondenți s-au declarat mulțumiți și foarte mulțumiți. Iar de modul de completare a chestionarului a rezultat că cetățeanul este mulțumit pentru că a fost consultat și a avut prilejul să-și exprime nemulțumirile și propunerile. Dintre propunerile transmise pentru conducerea primăriei Roman, primele în top, care au fost prinse de astfel și în strategia de dezvoltare a municipiului Roman și cu care suntem la start pentru a fi depuse și a putea fi implementate, avem reabilitarea cinematografului Unirea, reabilitarea casei Celibidache, schimbarea atitudinii unor funcționari, eliminarea grupurilor de infractori minori, anveloparea blocurilor, curățenia unor zone din oraș, eliminarea birocrației, noi locuri de joacă. Cu toate acestea, suntem în desfășurare. Chestionarul s-a dovedit un instrument de sprijinire a procesului decizional,
în sensul modelării și adaptării soluțiilor la nevoile actuale. Primăria Municipiului Roman, ca beneficiar al proiectului de consultanță politice anticorupție pentru cetățean într-o administrație responsabilă, PACAR, pe codul SMIS 40449, proiect implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție și Asociația pentru Implementarea Democrației, în care și primăria Municipiului Roman este participativă, a pus practic măsurile interne de prevenire a corupției, precum și de instruirea personalului cu atribuții în domeniul integrității, transparenței, prevenirii și combaterii corupției în administrația publică. De astfel, la sfârșitul acestei săptămâni, funcționari din cadrul primăriei Municipiului Roman vor participa la un curs care se va desfășura vineri, sâmbătă și duminică pe managementul riscului și implementarea măsurilor anticorupție. Un proiect pe care l-am negociat, care se desfășoară la Roman, la care am invitat și cei care doresc din zona Roman Metropolitan și avem și de acolo solicitări, din instituțiile de învățământ. Vreau să vă spun că el se făcea la Iași sau la București și prețul era de 9 milioane de lei vechi per persoană. În urma negocierilor am reușit acest curs să-l facem la Roman, iar prețul să fie de 3 milioane 500 de lei vechi, adică aproape o treime. Și circa 50-60 de persoane vor participa acest curs. Deci participarea a fost mai bună decât m-am așteptat. Deci iată în cadrul acestor politici anticorupție și desfășurarea unor cursuri, implementarea așadar prin perfecționare, prin a disemina informații de către persoane autorizate. În anul 2015, de asemenea, s-a discutat prin birou unic cu peste 2000 de cetățeni, iar 360 de persoane au fost în audiență la primarul municipiului Roman. În lunile aprilie și noiembrie am avut peste 20 de întâlniri cu cetățenii din cartierele municipiului, la care au participat circa 2500 de romașcani. Prin compartimentul Asociației de Proprietari, de asemenea, s-a asigurat prezența inspectorilor de specialitate la 67 de adunări generale ale asociațiilor în vederea îndrumării pentru respectarea cadrului legal de desfășurare acestora și pentru preluarea problemelor ridicate de către membrii Asociației de Proprietari. S-a asigurat de asemenea sprijin și mediere pentru 5 asociații de proprietari ca urmare a solicitării primite la Compania Județeană PASERV, evitându-se astfel debranșarea de la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă a tuturor punctelor de consum din respectivele asociații. Deci, iată, dezbateri, întâlniri, atât în mediul virtual, cât și în mediul fizic, real, cu cetățenii, atât în cadrul primăriei, cât și în cartiere, în zone, în parcuri, în parcări, pe alei, cu ocazia diverselor vizite de lucru sau a întâlnirilor pe care le-am avut în dezbateri publice. Direcția Locală de Evidență a Persoanelor a continuat în anul 2015. Campania Atenție la Identitate intră în legalitate. Pentru cele 24 de comune arondate, direcții s-au efectuat 43 de deplasări cu camera mobilă, fiind puse astfel în legalitate 915 persoane. Protocolul de colaborare încheiat cu grupul local de lucru Roman a permis biroului Evidența Persoanei punerea în legalitate în cursul anului 2015 a 356 de persoane de etnie romă. Pe baza aceluiași protocol, biroul de stare civilă a eliberat 128 de acte de stare civilă pentru cetățenii de etnie romă, 83 de naștere, 24 de căsătorie, 21 de deces. Direcția de Asistență Socială a desfășurat activitate în condițiile legii, care s-a materializat în acordarea 244 de ajutoare de urgență familiilor aflate în situații deosebite. S-au distribuit în baza hotărârii Consiliului Local numărul 32 pe 2015 tichete sociale către 2871 de persoane. S-au distribuit 12.518 pachete cu ajutoare comunitare conform hotărârii de guvern 799 din 2014, privind implementarea programului operațional ajutoare a persoanelor defavorizate către 4.295 de persoane. Direcția Impozite și Taxe a primit 532 de cereri de reducere a impozitelor cu 50%, conform hotărârii Consiliului Local 170, toate rezolvându-se favorabil, valoarea totală a reducerilor acordate fiind de 33.432 de lei. 306 cereri de scutiri pentru persoane încadrate în gradul 1 de invaliditate cu handicap accentuat sau grav, rezolvându-se favorabil un număr de 302,
pentru celelalte patru neavând temei legal. La această dată sunt în evidențiile noastre 844 de persoane care beneficiază de acest tip de scutire acordată conform legii 571. În anul 2015, Consiliul Local al Municipiului Roman s-a întrunit de 22 de ori, de 11 ori în ședințe ordinare, de 11 ori în ședințe extraordinare. S-au adoptat un număr de 219 hotărâri, 218 fiind inițiate de către primarul municipiului, iar o hotărâre, hotărârea 155 privind mandatarea reprezentării municipiului Roma la Bruxelles, inițiată de consilierii locali Gabriel Andrici, Marcel Benchea și Ilie Boloca. Capitolul 5, Romanul Oraș Verde. Municipiul Roman a câștigat concursul de selecție și a fost inclus în cadrul proiectului Orașe Verzi, Regiuni Verzi, implementat în perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2017 de Fundația Terra Millennium 3 împreună cu partenerii săi, Asociația Municipiilor din România și Rețeaua IR20, Regiuni pentru Acțiune Climatică din Elveția, cofinanțat pentru un grad din partea Elveției. Concursul de selecție a fost adresat celor 109 municipalități membre AMR. Partenerii din proiect au selectat 10 municipii, unii experții Terra Millennium 3 au identificat potențialul municipiilor de diminuare a emisiilor de gaze cu efect de seră pe baza implicării tuturor factorilor de decizie. Apoi, experții au recomandat cele 5 municipii câștigătoare a grantului din Elveția, care va asigura asistența pentru dezvoltarea planurilor de acțiune pentru energie durabilă PAED. Municipiul Roman a obținut punctajul cel mai mare, câștigând locul întâi pe România, urma fiind de municipiile Focșani, Alba Iulia, Oradea, Brăila, Gheorgheni, Botoșani, Fetești, Făgăraș. Împreună cu City Manager Ovidiu Bojescu, am participat la invitația Comisiei Europene la prima ceremonie comună a Convenției Primarilor și Inițiativei Adaptarea Primarilor, la evenimentul din 15 octombrie 2015 de la Bruxelles, organizat la nivel înalt de Miguel Arias Canet, membru al Comisiei Europene. Ceremonia a marcat introducerea Romanului în această companie selectă, lansarea noului act al primarilor care a stabilit un nou proiect de reducere cu cel puțin 40% a emisiilor de CO2 până în 2030 și a stabilit pilonii de atenuare cât și adaptare prin integrarea pactului primarilor la mișcarea adaptarea primarilor. La ediția a treia competiției naționale Orașul Reciclării, organizat de către Eco Roma Ambalaje București, municipiul Roman a primit premiu special pentru implicarea în acțiuni de conștientizare a populației prin campanii de informare și promovare în presa locală. Municipalitatea a inițiat și a încurajat cetățenii să întrețină în bune condiții spațiile publice, organizând a șasea ediție a concursului local Curățenia de Primăvară începe cu noi pentru noi, în perioada 16 martie-17 aprilie 2015. Întreținerea spațiilor verzi de municipiu a fost executată atât în regie proprie, cât și în colaborare cu SCISO SRL. În primăvara anului 2015 au fost plantați 500 de tei, 154 de tuia, 300 de paltini, 90 de castani, 300 de frasin, 110 sălci pe Bulevardul Republicii, străzile Anton Pan, Mihai Viteazu, Ștefan cel Mare, Chimiei, Sucedava, Victor Hugo, Alexandru cel Bun, Eternității, Aleea Revoluției, Vlad Țepeș, Aliniamentul E85 și în Strand. Din cauza climei, a vandalismului, circa 60% din materialul plantat a ajuns în stadiu de vegetație. De asemenea, în zona podului de fer Marul Stânga râului Moldova, pentru un proiect al administrației Fondului pentru Mediu, îmbunătățirea calității mediului pentru pădărirea terenului agricole degradate, pe o suprafață de un hectar s-au plantat 5.000 de poieți de salcăm. În seara proprie, din strada Ogoarelor, s-a produs materialul floricol, cu care au fost ornate diferite zone din oraș. Au fost produse 32.000 de fire de panseluțe, petunia, begonia, muscățel, crizantemi și coleus. Iată că cel puțin la Roman față de alte municipalități nu mai poate vorbi nimeni cât costă panseluța. Pentru că toate aceste flori sunt produse în seara pe care eu am propus să fie reabilitată și astăzi este funcțională și produce materialul săditor pentru municipiu. La solicitarea asociațiilor de proprietari, dar și pe alinamentele stradale s-au efectuat cu o firmă specializată, SC Extrem Profil, 1086 de toaletări, 96 de secționări și 162 de doborâri de arbori. Menționăm că doborârile de arbori s-au făcut cu respectarea prevederilor legale și a vizat doar pomii uscați sau care puneau în pericol cetățenii sau bunurile materiale. Capitolul 6. Cultură, evenimente și agrement.
Primăria Municipiului Roman a organizat în 2015 o serie de acțiuni și evenimente în colaborare cu Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, Muzeul de Științe ale Naturii, Biblioteca Municipală George Radu Meledon, Școala de Artă Sergiu Celibidache, Clubul Copiilor Roman, Casa de Cultură, Ansamblu de Dansuri Populare Plai Moldovenesc, Consiliul Județean Neamț, Ansamblu Floricică de la Munte, Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare, Societatea Culturală Clepsidra, Academia Petru Tocănel, Asociația Dezvoltare Intercomunitară Roman Metropolitan, precum și cu instituțiile de cult și unitățile de învățământ romașcane, care sunt practic și cele mai bune colaboratoare ale noastre. Tuturor le mulțumesc pentru implicare și devotamentul demonstrat față de comunitatea locală. Biroul Organizare Evenimente Speciale a imortalizat în imagine evenimentele desfășurate de-a lungul anului 2015 și a asigurat arhivarea foto a manifestărilor. Pentru o informare cât mai prompt a cetățenilor, pagina oficială de Facebook a instituției romașcane Primăria Municipiului Roman a evidențiat activitățile, evenimentele și deciziile administrației publice locale. Anul 2015 a fost declarat anul veteranilor de război și anul comemorării genocidului armenilor, însă administrația publică locală a inițiat sau susținut și alte multe evenimente. Dacă ne referim la cele dedicate anului veteranilor de război, menționăm Ziua Veteranilor de Război, care a fost marcată pentru un ceremonial militar religios, la care au participat reprezentanții administrației locale, Garnizoanei Roman, Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului Asociației Veteranilor de Război, filiala Roman, precum și elevi și profesori din unitățile de învățământ. S-au depus coroane și gerbe la Monumentul Eroilor din Cimitirul Eternitatea, în data de 29 aprilie. Lansarea volumului Istoricul Regimentului 14 de Robanți Roman, cu prilejul împlinirea 70 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial, ce a avut loc la Cercul Militar Roman. Ziua Europei a Independenței și a Victoriei, manifestare desfășurată la Monumentul Eroilor din Cimitirul Municipiului Roman, unde s-au depus de asemenea coroane, au avut loc alocuțiuni și manifestări religios-militare. Avansarea în grada veteranului de război Ioan Ursache în data de 13 august, când alături de reprezentanții Centrului Militar Județean am participat la ceremonia de mânare a livretului militar veteranului de război romașcan Ioan Ursache, care a fost avansat la gradul de capitan, care s-a remarcat ca aviator în timpul celui de-al doilea război mondial și mă bucur că a putut să primească această bucurie pentru că ulterior s-a și stins din viață. Dumnezeu să-l odihnească! Ziua Artileriei Române. În data de 10 noiembrie, la invitația colonelului Florin Sălceanu, președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă, filiala Petru I Mușat din Roman, am participat la manifestările prejuite de Ziua Artileriei Romașcare la Cercul Militar. Colonelul în rezervă Ștefan Obrej a prezentat aspecte din viața artileriștilor din garnizoană, iar în cadrul ceremoniei, colonelul Vasile Oprea a adus un omagiu veteranului de război, colonelul Gheorghe Ciobanu, și a susținut un laudațiu în onoarea sa la împlinirea vârstei de 95 de ani. Festivalul de înmânare a drapelului de luptă Centrului 83 Mentenanță Est. În data din 1 octombrie, în piața Roman Mușat, a avut loc un eveniment cu totul special. Ceremonia militară și religioasă prilejuită de înmânarea drapelului de luptă Centrului 83 Mentenanță Est, la aniversarea 5 ani de la înființarea acestei structuri militare. La eveniment au participat comandantul Divizia 2 a Infanterie Getica, general major Petrică Lucian Foca, șeful Direcției Operații din Statul Major General, general de brigadă dr. Vasile Roman, general major dr. Dumitru Seserman, comandantul bazei 3 logistică Zajdava, colonel Ioan Lachman, comandantul centrului 83 mentenanță Est, colonelul Ioan Buta, ofițer din comandamentele eșaloane superioare, cadre militare în activitate și rezervă, prefectul județului, vicepreședintele Consiliului Județean, protopopul de Roman și numeroși romașcani. Dacă ne referim la evenimentele dedicate comemorării genocidului armenilor, reamintim următoarele activități. Slujba comemorativă de la Biserica Armenească din 23 aprilie, slujba în memoria celor 1,5 milioane de armeni canonizați la Biserica Apostolică Armeană. Vernisajul expoziției de grafică și pictură Genocidul în viziunea artiștilor plastici. Manifestare dedicată comemorării centenarului genocidului armenilor și care a avut loc la Institutul Franciscan în parteneriat cu Primăria Municipiului Roman. Manifestarea a continuat cu un simpozion științific la care a fost invitat și jurnalistul de origine armeană Vartan Arakherian în 24 aprilie. Inaugurarea sucursalei Roman a Uniunii Armenilor din Roman în data de 14 august. Manifestările au debutat cu o slujbă religioasă oficiată din sobor de preoți la Biserica Armenească, după care a fost inaugurat Sfințitul sediu al sucursalei. La această manifestare a participat Excelența sa Hamlet Gasparian, ambasadorul Republicii Armeniei la București, episcopul Eparhiei Armeniei din România,
Preasfinția sa Dateva Gopian, președintele armenilor din România, senatorul Varojan Vozganian, deputatul Varojan Bambucian, liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, precum și președinții sucursalilor filialelor armene din Iași, Brăila, Constanța și Focșani. Zilele municipiului Roman, aflate în 2015 la cea de-a 6-a ediție, s-au evidențiat prin evenimente culturale, artistice și sportive cuprinse în programul de activități. Cu prilejul zilei diplomației a avut loc întâlnirea oficială a administrației publice romașcane cu delegația din orașul Suncheang, Republica Coreea, oraș înfrățit cu municipiul Roman. Gala excelenței în educație a constituit prilejul pentru primirea elevilor și profesorilor coordonatori care au obținut rezultate meritorii la faza finală a olimpiadelor și concursurilor naționale și internaționale, ca semn al recunoștinței comunității locale față de dascăl, față de misiunea lor și ca apreciere pentru eforturile depuse de olimpici. În cadrul acestui eveniment au fost premiați 228 de olimpici și 142 de profesori coordonatori, valoarea totală a premiilor fiind de peste 45.000 lei. Gala excelenței romașcane, devenită o tradiție pentru municipiul Roman, a asigurat un cadru festiv pentru premierea 30 de personalități romașcane din domeniile senatoria excelenței, administrație publică, cultură, culte, învățământ, sănătate, social, mediu de afaceri, mass media și sport. Cu acest prilej s-a acordat titlul de cetățean de onoare post-mortem profesorului și publicistului George Radu Melidon, care în urmă cu 130 de ani a pus bazele primei biblioteci publice la Roman prin donația 216 volume către Primăria Roman. În anul 2015, Biblioteca George Radu Melitor și-a desfășurat activitatea urmărind să-și îndeplinească rolul de reper cultural fundamental toate programele și proiectele culturale prevăzute desfășurându-se în parteneriat cu majoritatea instituțiilor de învățământ, dar și cu alte instituții, cu Arhiepiscopia Romanii și Bacăui, Clubul Copiilor, Muzeul de Istorie, Societatea Culturală Clepsidra, Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, Societatea Culturală George Radu Melidon, Uniunea Armenilor din România. În ceea ce privește dezvoltarea colecțiilor, precizăm că am achiziționat 598 de volume la care s-au adăugat 518 volume primite cu titlul de donație de la persoane fizice, autori romașcani, precum și de la mai multe instituții și ONG-uri cărora le transmite mulțumiri pentru contribuția realizată. Municipiul Roman a fost în anul 2015 prin baza sportivă disponibilă gazda unor evenimente sportive naționale și internaționale. Turneul de calificare în faza finală a campionatului european de handbal, găzduit în 17-19 aprilie la Sala Sporturilor, a avut participarea selecționatei României a echipelor naționale din Kosovo, Serbia și Slovacia. La acest eveniment, echipa națională a României de tineret de handbal feminin s-a calificat de pe prima poziție din grupa a treia preliminare campionatului european 2015 la campionatul european de handbal ediția 2015, care a avut loc în Spania. Turneul final al Cupei României la mini-fotbal s-a desfășurat de asemenea la Roman între 26 și 28 iunie, organizat de Federația de Mini-Fotbal din România în parteneriat cu Primăria Municipiului Roman. Trofeul de handbal feminin Roman Vodă Mușat ediția 8-a s-a desfășurat în Sala Sportului din Roman în perioada 8-9 august cu participarea echipelor Handbal Club Dunărea Brăila, Club Sportiv Rom Rapid București și Club Sportiv Municipal Unirea Slobozia. Conferința de presă la Roman a Federației de Mini-Fotbal din România cu prilejul întâlnirii reprezentanților Federației de Mini-Fotbal din România cu organizatorii de competiții de mini-fotbal din zona Europei a găzduit prezentarea celor 6 trofee obținute consecutiv la Campionatul European de Mini-Fotbal de Național a României și au fost pentru prima dată toate cele 6 prezentate în România la Roman. La eveniment a luat parte președintele Federației Ioan Onicaș, directorul tehnic al echipei naționale Dan Cojocaru, organizator local din Botoșan, Suceava, Piatraneanț, Bacău, Buzău, Focșani, Tulcea, Galați. Campionatul național de Kwankido pentru arme tradiționale s-a desfășurat tot la Roman, în Sala Sporturilor din Roman. Activitatea a fost organizată sub egida Ministerului Tineretului și Sportului de către Federația Română de Arte Marțiale, Primăria Municipiului Roman și Clubul Sportiv Bao Roman. La manifestare au participat 18 cluburi, 171 de sportivi înscriși, 30 de arbitri. Clubul Sportiv Bao Roman a obținut la această competiție 11 medalii, din care 5 de aur, 3 de argint și 3 de bronz. Municipiul Roman și-a îmbogățit posibilitățile de agrement, oferind publicului odată cu inaugurarea Complexului Sportiv și de Agrement Moldova în 20 iunie, pe parcursul întregului sezon, înregistrându-se peste 60.000 de utilizatori. Totalul încasărilor realizate de serviciu baze sportive și de agrement, care cuprinde Complexul Moldova, Sala Sporturilor, Bazinul de Not, terenurile sportive din municipiu, la sfârșitul anului 2015
a înregistrat încasări de 860.702 lei. La solicitarea vizitatorilor, lacul de agrement din Parcul Municipal a fost dotat cu încă două hidrobiciclete și s-a realizat optimizarea programului de funcționare, fapt care a dus la creșterea încasărilor, la finalul anului înregistrându-se încasări de peste 100.000 lei, cu 30% mai mult decât în anul precedent. Capitolul 7. Relații internaționale de colaborare. Pe parcursul anului 2015, municipiul Roman și-a consolidat relațiile de colaborare internațională, fiind un obiectiv important pe agenda unor figuri diplomatice importante și o prezență în premieră la nivelul structurilor reprezentative pentru orașele și regiunile din Uniunea Europeană. În cadrul Zilei Diplomației Romașcane din 18 mai, în sala de Consiliu a Primăriei a avut loc înfrățirea oficială a conducerii administrației publice romașcane cu delegația din orașul Suncheang, înfrățit cu municipiul Roman în anul 2013. A participat viceguvernatorul orașului Suncheang, domnul Kwak Seung-ki, a plantat un brăduț în parcul din față, care este mărturia activității de atunci în spiritul durabilității relațiilor dintre cele două comunități înfrățite. Inaugurarea, de altfel, s-a și întors. În toamnă trebuie să particip în Coreea de Sud, la Suncheang, la un mare festival, dar datorită evenimentelor care au avut loc pe plan local, nu am putut să onorez această invitație. Inaugurarea sucursalei Roman a Uniunii Armenilor din România a prilejuit vizita la Roman a delegației Ambasadei Armeniei la București, din București, la data de 14 august. A fost prezent excelența sa Gamlet Gasparian, ambasadorul Republicii Armene la București, episcopul Eparhiei Armeniei din România, preasfinția sa Datev Hagopian, președintele Uniunii Armenii, Varojan Vosganian, deputatul Varojan Bambucian și alți lideri al acestor filiale din țară. În perioada 17-20 decembrie, o delegație din raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova, condusă de președintele raionului Nicolae Molozea, a vizitat municipiul Roman, acesta fiind însoțit de vicepreședintele raionului Ștefan Vodă, Alexandru Pavlicenco, Adelina Bărbăneagră, șeful Serviciului Integrare Europeană și Investiții, și Adelina Roscolontenco, șefa secției de evidență a persoanelor. Pe durata șederii, specialiștii din primăria municipiului Roman și oameni de afaceri romașcani au participat la o întrunire cu membrii delegației desfășurată în sala de Consiliu, temele principale ale discuției fiind planificarea strategică, accesarea de fonduri europene și relațiile economice între firmele romașcane și cele din Republica Moldova. În cadrul deplasării la Roman, delegația oficială de raionul Ștefan Vodă a vizitat obiectivele realizate de administrația publică locală cu finanțare din fonduri europene. În data de 9 aprilie am primit vizita excelenței sale Filip Beck, ambasadorul legatului Belgiei la București, cu care am purtat discuții aici la Roman despre viitoare proiecte și colaborări. În data de 6 mai, la monumentul orașului ostașului sovietic din cimitirul Eternitatea din Roman, s-a desfășurat un ceremonial organizat de către Ambasada Federației Ruse, dedicat împlinirea 70 de ani de la victoria celui de-al doilea război mondial. La manifestare au participat reprezentanții ai Ambasadei Federației Ruse, a Ambasadei Republicii Kazahstan, ai Comunității Rușilor Lipoveni, ai Comunității Centrale a Rușilor Lipoveni, prin domnul Joachim Ivanov, și reprezentanții, sigur, a primăriei municipiului Roman. La data de 14 iunie a avut loc vizita municipiului Roman a delegației Ambasadei Federației Ruse în România, la sediul Comunității Rușilor Lipoveni, unde a fost găzduită manifestarea culturală intitulată Diaspora Rusă din România, istorie și actualitate. Au participat și invitații special domnul Pavel Alexenko, secretar 2 al Ambasadei Federației Ruse în România, și domnul Gamzatov Magomed, atașat al aceleași ambasade. Excelența sa Dan Ben Elizier, ambasadorul Israelului în România, a participat de asemenea la cimitirul evreiesc din Roman în 28 iunie alături de vicepreședintele Federației Comunității Evreiești din România, domnul Paul Schwartz, și de primarul municipiului Roman la comemorarea victimelor trenului morții oprit în gara Roman de Viorica Garici în timpul celui de-al doilea război mondial. Cu acești prilej s-au depus coroane la monumentul eroilor patriei din cimitirul evreiesc din partea celor prezenți. La ediția 13-a a Săptămânii Europene a Orașelor și Regiuni Open Days 2015 Bruxelles, în data de 14 octombrie, am participat la un workshop dezbatere intitulat Modernizarea orașelor europene mici și mijlocii prin măsuri inteligente și durabile, provocări actuale și perspective pentru viitor. Această participare s-a materializat, iată, printr-un proiect pe care astăzi vi l-am prezentat. Am considerat că nicio întrevedere, nicio vizită nu trebuie să rămână fără urmări bune pentru comunitate. Am speculat în sens pozitiv aceste lucruri și, înainte de a vă prezenta acest raport, v-am prezentat acest proiect trivalent, care mâine va fi aprobat în Consiliul Local și care va fi pe 31, adică poimâine, înaintea Comisiei Europene. Deci acest proiect va intra
în competiție cu toate orașele din Europa pe tema energie regenerabilă, mediu, economie socială și producție, cum vă spuneam, ce va fi depus direct la Bruxelles până pe 31 martie. La Palatul Parlamentului din Bruxelles, în 15 octombrie, am participat de asemenea la ceremonia de bun venit adresată orașelor mari și mici, angajate în procesul de tranziție către o economie verde și în acțiuni pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice în cadrul inițiativei Comisiei Europene, Convenția Primarilor și Mayors Adapt. Municipiul Roman a aderat la Convenția Primarilor prin hotărârea Consiliului Local 159 din 2014 și s-a asumat angajamentul de a elabora, implementa și dezvolta un plan de acțiune privind energia durabilă la nivel local în cadrul strategiei privind schimbările climatice. Acest lucru se și întâmplă prin acest grant pe care l-am obținut din partea Guvernului Elveției și, ca urmare, este vizita de săptămâna viitoare pe care o desfășor în Elveția în cadrul acestui proiect. Capitolul 8. Municipiul Roman, oraș cu viziune. Dezvoltarea comunității locale poate fi asigurată prin stabilirea modului de gestionare actuală și viitoare a resurselor sale naturale, energetice, materiale și informaționale. Planificarea strategică realizată în anul 2015 de administrația municipiului Roman a avut scopul de a reuni într-un singur cadru de management aspecte legate de planificare organizațională, stabilirea priorităților, planificarea politicilor publice în nou context național și european. La nivelul municipiului Roman au fost elaborate următoarele strategii. Strategia integrată de dezvoltare a municipiului Roman pentru perioada 2014-2027. Document cadru de stabilire a planului de acțiune locală de dezvoltare urbană integrată și durabilă pe domeniile prioritare care au nevoie de finanțare în perioada 2014-2020 cu extensie până în 2023. Documentul combină coordonarea intersectorială a acțiunilor strategice, creșterea responsabilității actorilor urbani, dezvoltarea de parteneriate orizontale puternice, implicarea populației și a grupurilor țintă în procesul de planificare. Pentru Roman pot fi transpuse trei ipostaze strategice interdependente ale municipiului în perioada 2020, care răspund nevoilor actorilor urbani implicați. 1. Un oraș al cetățenilor săi. Locuințe confortabile și accesibile, spații publice sigure, moderne și animate, dotări suficiente, transport modern, toate gândite pentru a asigura, în primul rând, prosperitatea cetățenilor proprii. 2. Un oraș al celor ce vor să se stabilească aici. Facilități și acces ușor la spații prielnice pentru antreprenorii mici și mari companii care doresc să investească, învățământ de calitate pentru copii, locuri de odihnă și relaxare de bună calitate, securitate personală ridicată, toate acestea pentru a stimula o dezvoltare economică sustenabilă. Acest lucru a și început deja, avem profesioniști care vin în Roman, ingineri, economiști, medici, pentru care, după cum știți, prin hotărâri de Consiliu Local am pus deja la dispoziție locuințe pentru a le fi atribuite, oameni care deja se mută din Bacău, din Vaslui, din Pașcani, din Târgu Frumos în Roman. Avem așadar specialiști care vin în Roman datorită cel puțin a două elemente. Creșterea pe orizontală a serviciilor administrative, a serviciilor sociomedicale, dar și a serviciilor economice prin parcul industrial TRV, cu care deja suntem în relații foarte bune privind dezvoltări ulterioare și veți avea surprize foarte frumoase în perioada următoare. Un oraș al turiștilor, a treia componentă, structuri turistice de calitate, dar și obiective și evenimente diversificate, culturale, sportive, religioase, totul în scopul a creșterii atractivității, condiții de bază pentru stimularea tuturor celorlalte intervenții. De altfel, încă din vara anului trecut, ați văzut că avem un flux, dacă vreți, de cetățeni din orașele din jurul Romanului, inclusiv Iași, inclusiv Vaslui, Bacău, care vin la acest obiectiv cu totul și cu totul deosebit, strandul municipiului, împreună cu zona de picnic și zonele de divertisment din Complexul Sportiv și de Agrement Moldova. Portofoliul de proiecte elaborate pentru municipiul Roman cuprinde 40 de proiecte strategice prioritare și 84 de proiecte complementare proiectelor strategice prioritare aflate în strategie, care au fost puse în dezbatere publică și care se află în această strategie integrată. Strategia municipiului Roman privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice pentru perioada 2015-2020. Strategia prevede accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, urmărește crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă și implementarea unui sistem de gestionare a serviciului de utilități publice eficient din punct de vedere economic, dar și ecologic, care să răspundă nevoilor comunității și să fie conform obiectivelor europene.
planificarea strategică are în vedere serviciul de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate. De altfel, în aceste zile ne avem într-o situație de a dezbate și a negocia o soluție pentru ca Romanul niciodată, dar niciodată să nu mai aibă probleme cu apa. Este o altă surpriză plăcută pentru romașcani la care lucrăm și sperăm că într-un timp scurt să o putem iniția, pune în practică și Romanul să uite vreodată ceea ce înseamnă grija față de apă, că este secetă. De asemenea, colectarea, canalizarea, evacuarea apelor pluviale, serviciul de salubrizare și managementul deșeurilor solide, serviciul de transport public local, serviciul de iluminat public, toate la un nivel de înaltă calitate și la prețuri corecte și suportabile pentru romașcani. Strategia definește politicile, obiectivele și identifică soluții și direcții de acțiune capabile să asigure accelerarea dezvoltării și eficientizării serviciilor comunitare de utilități. Este elaborat pentru perioada 2015-2020, se va revizui periodic în conformitate cu progresul tehnic și cerințele obiective rezultate ca urmare a procesului de monitorizare și evaluare. A treia strategie este strategia anticorupție a municipiului Roman și a unităților subordonate pentru perioada 2015-2020. Vine în sprijinul și în completarea prevederilor strategiei naționale anticorupție 2012-2015 și are drept scop promovarea eticii și integrității la nivelul municipiului Roman și a unităților subordonate, consolidarea capacității administrației publice locale de a asigura calitatea și accesul la servicii publice pentru realizarea interesului public, continuarea măsurilor anticorupție pentru prevenirea abaterilor, neregulilor, a suspiciunilor de fraudă, a situațiilor de conflict de interese și incompatibilitate, eficacitate și eficientizarea desfășurării tuturor activităților pentru realizarea interesului public. Are patru obiective generale: prevenirea corupției la nivelul municipiului Roman, creșterea gradului de educație anticorupție, lucruri care deja, v-am spus, se implementează, cursuri care deja au loc la sfârșitul acestei săptămâni, combaterea corupției prin măsuri administrative materializate prin această strategie, creșterea gradului de implementare și monitorizarea măsurilor planului de acțiune pentru implementarea strategiei anticorupție pentru municipiul Roman și a unităților subordonate. A patra este strategia locală cu privire la dezvoltare și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare din municipiul Roman. În prevederea articolului 5 aliniatul 1 din legea serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare, suntem cu totul și cu totul încadrați. Și pentru atingerea scopului strategiei naționale de gestionare a deșeurilor, a fost formulat un set de 8 obiective strategice care reprezintă totodată coordonatele principale ale viziunii strategice naționale. Detalierea obiectivele strategice va face la nivel național în Planul Național pentru Gestionarea Deșeurilor, obiective specifice fluxurilor de deșeuri, ținte și program de monitorizare, iar la nivel local, revizuirea Planului Județean pentru Gestionarea Deșeurilor. Am văzut deja că mulți vorbesc despre gestionarea proprie de către primărie, crearea unui serviciu propriu. Vreau să vă spun că nu se cunoaște legislația. Acest lucru nu mai este posibil în momentul de față. Suntem racordați deja la parametrii europeni. Vorbim de funcționarea unui master plan la nivelul întregului municipiu. Este deja un program care se implementează și în 2016, sunt convins că va intra în fază finală a implementării lui ca dezvoltare și va trece la faza de funcționare, ceea ce presupune, sigur că da, satisfacerea indicatorilor de performanță și a parametrilor asumați prin proiect și semnați în capitolul mediu cu Comisia Europeană. Toate celelalte sunt speculații, ele neputând fi realizate datorită legislației existente. Planul local de măsuri al municipiului Roman pentru implementarea strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020 și ați văzut și urmarea acestei strategii prin ceea ce înseamnă lucrările de evidență a populației, prin ceea ce înseamnă programul pentru zone defavorizate a municipiului Roman, inclusiv programul pe care vi l-am prezentat astăzi. 6. Planul de acțiune pentru energia durabilă a municipiului Roman, PAEDU, în cadrul proiectului câștigat, suntem în plină desfășurare cu el. Prin convenția primarilor, municipiul Roman și-a asumat angajamentul de a elabora, implementa și dezvolta planul de acțiune pentru energie durabilă la nivel local, în cadrul strategiei privind schimbări climatice, care să cuprindă o țintă măsurabilă de minim 20% reducere de CO2 la nivelul local din totalul emisiilor stabilite prin inventarul de referință al emisiilor până la 2020, cu extensie pe 40% până în 2030.
În anul 2015 au fost adaptate structurile administrative necesare pentru elaborarea, implementarea, monitorizarea PAED-ului. Astfel, prin hotărârea Consiliului Local 77 din 34-2015, a fost aprobată constituirea grupului de lucru pentru elaborarea, implementarea, monitorizarea și raportarea planului de acțiune pentru energie durabilă a municipiului, dar și regulamentul de funcționare a grupului de lucru pentru implementarea angajamentelor asumate de municipiul Roman în cadrul Convenției Primarilor de la Bruxelles. Prin planul de acțiune pentru energie durabilă a municipiului Roman se vor identifica măsuri menite să reducă CO2-ul și consumul final de energie în următoarele sectoare: clădiri și instalații aferente, clădiri municipale, clădiri rezidențiale, iluminat public, producție de energie locală, planificare urbană. Având în vedere cele menționate, apreciem că municipiul Roman și-a stabilit așadar viziunea strategică în ceea ce privește dezvoltarea sa viitoare, regională, națională și europeană, până în 2020 cu extensie 2023. Prin atragerea de fonduri europene nerambursabile pentru anul 2016, intenționăm demararea mai multor proiecte noi, unele ghiduri s-au și lansat în aceste zile: Casa Sergiu Celibidache, muzeu și sală de concerte de cameră, Centrul Multicultural Unirea cu sală de cinema, Centrul de Educație Timpurie Smirodava, creșă și grădiniță, Casa Spițierului, grădiniță, Casa Manolescu Strunga, Muzeul Personalităților Romașcane, dezvoltarea parcului industrial pe care l-am creat începând cu 2015 prin atragerea unor noi investitori strategici și extensia celui existent, anveloparea termică a blocurilor, modernizarea iluminatului public utilizând corpuri de iluminat cu consum redus, reabilitarea și modernizarea parcului Zăvoi și parcului Jora, reabilitarea și modernizarea falezei râului Moldova, înființarea unui parc fotovoltaic în zona de nord a municipiului. Vedeți că practic dintre ele deja sunt în lucru sau sunt chiar în implementare. În toate acestea am ținut cont de punctul de vedere a cetățenilor în urma dezbaterilor publice. Capitolul 9 și ultimul, premii naționale și distincții în anul 2015. Pe parcursul anului 2015 am primit mai multe distincții din partea Santității sale Sfântul Părinte Papa Francisc, din partea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, precum și Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman. În data din 2 iunie, cu prilejul liturghiei celebrate la Capela Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, am primit distincția Diplomă de Recunoștință a Meritelor și Binecuvântare din partea Santității sale Sfântul Părinte Papa Francisc, prin intermediul Nunțului Apostolic la București, Excelența sa Avier Francisco de Lozano, ambasadorul statului franciscan la București. La sărbătoarea Sfântului Ierarh Spiridon, în data din 12 decembrie 2015, am fost distins de Înalt Preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, cu Ordinul Melchisedec, clasa 1, Medalia de Aur, alături de academicianul profesor dr. Constantin Bălăceanu Stolnici. Cu prilejul concertului de Crăciun, susținut de corul și orchestra de cameră ale Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, Părintele Provincial Emilian Cătălin mi-a mâniat medalia de bronz în onoarea Papei Ioan Paul al II-lea, emisă de către Secretariatul de Stat al Vaticanului și conferită de Nunțiatura Apostolică din România, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la redeschiderea provinciei fraților minori conventual din România. În data de 22 octombrie 2015 a avut loc la Poiana Brașov cel mai important eveniment al anului din administrația publică locală și regională, cea de-a 11-a ediție a Galii Premiilor de Excelență Administrație.ro, eveniment organizat de Portalul Național de Administrație Publică www.administrație.ro, împreună cu oameni și companii, având ca partener Agenția Națională a Funcționarilor Publici și reprezentanții Guvernului. În cadrul Galei au fost premiate cele mai importante proiecte derulate în acest an de către instituțiile administrației publice locale. Au participat peste 150 de persoane reprezentând toată instituția ale administrației publice, lideri de administrația publică centrală și locală, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri. Primăria Municipiului Roman și primarul Municipiului Roman au primit premiul de excelență pentru cele mai importante și inovative proiecte de investiții în infrastructură prin proiectul Complexul Sportiv și de Agrement Moldova. Municipalitatea Romașcană a obținut premiul special pentru implicarea în acțiuni de conștientizare a populației prin campanii de informare și promovare în presa locală în cadrul bătăliei pentru titlul de orașul reciclării ediția 3-a. Criteriile care au stat la baza evaluării celor 46 de orașe înscrise în competiție au fost calitatea serviciilor de colectare separată, cantitatea de deșeuri colectate și acțiuni de conștientizare și mobilizare a populației pentru a separa deșeurile. Competiția orașului reciclării s-a desfășurat sub patronajul Comisiei de Mediu și Echilibru Ecologic al Camerei Deputaților și al Ministerului
Mediului și Schimbărilor Climatice și în parteneriat cu Asociația Municipiilor din România, Primăria Municipiului București și Institutul pentru Politici Publice. Vreau să mulțumesc pentru această cale și tuturor celor care s-au implicat astfel încât să putem plasa municipiul roman de două ori pe locul întâi în anul 2015 în România, într-o competiție concurs de proiecte și într-o alta privind transparența, comunicarea, privind diseminarea și dezbaterile publice. De asemenea, vreau să mulțumesc tuturor celor care au susținut activitățile și proiectele inițiate, instituțiilor care ne-au oferit sprijin și cetățenilor care ne-au sesizat nevoile comunității, care au venit cu propuneri constructive. Vă asigur că și în anul 2016, dar și în cei care vor urma, voi mobiliza energia și eforturile pentru mobilizarea și dezvoltarea municipiului roman. Vă mulțumesc foarte mult pentru că îmi dați puterea să continui. Am certitudinea că îmi veți fi alături și în viitor și nu pot decât să mă rog să fim sănătoși, Dumnezeu să binecuvinteze romanul și pe romașcanii mei. Aceasta a fost raportul de activitate pentru anul 2015. Am căutat să prezint principalele acțiuni 2015, am sau 2016, am zis bine, nu? 2015, dar și principalele elemente de activitate pe care vi le-am prezentat în preambulul acestei conferințe de presă. Dacă aveți o întrebare legată de acest material, de acest raport de activitate. Nu neapărat de raport, dacă îmi permiteți o întrebare legată de proiectul pe care îl faceți, inclusiv pentru strada fabricii, cam de câte locuri de muncă vorbim și dacă în principiu știm că acei oameni nu știu, sunt foarte harni și doritori de locuri, de a da un loc de, de muncă, vine ca o obligație pentru ei, adică dacă vor refuza să lucreze... Nu vine ca o obligație pentru ei, dar să știți că sunt oameni de acolo care vor să lucreze. Sunt și persoane care se află într-o situație materială dificilă sau chiar socială, dar care au dorință să se reabiliteze, dacă vreți, din punct de vedere social, material, familial. Și sigur trebuie să le întindem o mână. Obligația pentru a fi ocupate locuri de muncă cu persoane de acolo sunt pentru această platformă industrială și acest depozit de deșeuri de materiale de construcții. Sigur, ei vor putea să se implice și în construirea acelor locuințe noi și reabilitarea celor vechi, dar prin intermediul societăților care vor licita și vor lucra acolo. Pentru că nu putem face lucrări acolo pur și simplu așa adunând câțiva oameni care se pricep la construcție. E vorba de rezistență, este vorba de reconfigurarea acelor blocuri care în momentul de față nu satisfac condițiile de locuințe sociale. Dar așa au fost gândite ele la momentul acela în urmă cu 14 ani și a fost o soluție bună chiar și la momentul acela, nu se putea altfel. Dar suntem într-o altă etapă. Și am gândit, așadar, lucrăm la acest proiect de la începutul anului 2016, suntem în fază finală și am gândit așadar să putem implica cât mai mulți oameni. Dacă vorbim de numărul locurilor de muncă, legate și de partea de depunere, de menținere a padocurilor cu deșeuri din materiale de construcții, a concasării, a configurărilor, a matrițelor, a turnării materialelor de construcții, bolțari, pavele sau borduri, dar inclusiv activitatea de construcții putem pleca de la câteva zeci până la câteva sute. Dacă nu mai sunt alte întrebări, eu vă mulțumesc, vă urez o zi bună, sănătate și numai bine dumneavoastră și tuturor romașcanilor.